Ovidiu Anghel a votat astăzi la ora 8:30 la una din secțiile amenajate la Liceul Pedagogic din Buzău. Acesta a venit însoțit de soție și de fiu pentru a-și exercita dreptul la vot. Alături de Ovidiu Anghel au venit și câțiva susținători. La ieșirea din secție, Ovidiu Anghel a avut un discurs scurt și concis. Candidez din respect pentru buzoieni, candidez să redăm Buzăul buzoienilor și pentru viitorul copiilor noștri. După vot, Ovidiu Anghel a organizat o conferință de presă în care a reclamat problemele legate de vot din județul Buzău din această dimineață.